Dumneavoastră sunteți candidatul PNL la Camera Deputaților, cum spuneam în prezentarea de la început. Ce vă propuneți pentru mandatul de parlamentar? Eu candidez într-adevăr pe listele PNL Prahova și cunosc județul foarte bine. Consider că județul Prahova este unul dintre județele cu cea mai mare posibilitate de dezvoltare din România, fiind chiar în lângă București, având și toate stațiunile, având și rafinăriile. Județul Prahova chiar are un potențial foarte mare. A fost ținut în loc, din păcate, 30 de ani de PSD. La aceste alegeri locale am reușit pentru prima dată să câștigăm președinția Consiliului Județean prin domnul Iulian Dumitrescu. Avem și primăria municipiului Ploiești cu domnul Volosevici. Avem și un număr foarte mare de primari în județ și cred că împreună cu această echipă putem să aducem Prahova acolo unde este locul. E păcat și foarte mulți ani m-am mirat cum acest județ cu atât de multe oportunități se află în situația de față în care e subdezvoltat. Prahova ar trebui să fie cel puțin comparabil cu Clujul, având în vedere de oportunitățile pe care le are. Ar trebui să fie primul județ din România, practic, după municipiul București. Dar totuși, an și an la rândul, s-au perindat la conducere oameni care au avut cu totul și cu totul alte scopuri. Și cred că este momentul să punem umărul la dezvoltarea acestui județ. Cum spuneam, este o echipă de oameni competenți în fruntea județului, în fruntea majorității orașelor și comunelor și în următorii 4 ani va începe o reconstrucție și se va vedea clar diferența.